despre iubire. E atât de dimineață. Nu cred că există om pe suprafața pământului să spună da, l-am cunoscut și înțeles pe Adrian Pintea până la capăt. Avea un mister extraordinar pe care îl păstra și pe scenă. O umbră pieritoare cu adâncii triștii ochi. Dulcis ochii umbrei tale, nu le fie de ochi. Această descriere a zburătorului se potrivea atât de bine lui Adrian Pintea, că avea ochii încărcați de o stare profundă și totuși de o nesfârșită tristețe. Ochii erau ceva deosebit. Se uita la tine, parcă se uita cineva prin ochii lui la tine. Și a zis cineva, era undeva pe o scară foarte largă între Dumnezeu și diavol. Relația cu Adrian Pintea mi-o rememorez numai în totalitate. Fiecare moment cu el era deosebit, pentru că el era un om deosebit și relația dintre noi a fost caldă și a fost o relație umană. Așa era domnul Pintea, trăia și pentru alții. Era foarte generos. El pur și simplu vorbea cu tine și pur și simplu simțea nevoia să vorbești cu el, să-i întorci înapoi. Ce-i comunicarea? Să oferi ceva. Nu poți să primești dacă nu oferi. Da. Condiția esențială este să dai. Și el dădea primul. El dădea primul. Ca om, el își păstra o parte din misterul lui, nu rămânea puțin distant întotdeauna. Avea ceva cu totul special, o identitate foarte, foarte precisă și greu de deslușit. De azi încolo nu mai sunt Romeo, iubire sunt. După nume, nu știu să spun prea bine cine sunt. Urât mi-e numele. Mi-a plăcut foarte mult când era student încă. Era un foarte bun recitator și un artist deosebit, așa cum zic eu, care semăna numai cu el însuși. Pentru el, întâlnirea cu mine a fost dublată și de faptul că eu l-am cunoscut pe taică-so, pe care el nu l-a cunoscut. Și mă tot întreba cum a fost, ce făcea. Ținea foarte mult taică-sul la el. Taică-sul a fost medic aici la Cluj. A murit tânăr. Când eu eram student în anul 3, el era student în anul 1. Că atunci ne-am cunoscut când lucram cu Mihai Dimiu și când ne-a propus mie și lui Adrian Pintea să facem un spectacol la Teatrul Ion Creangă, un spectacol Bogdan Dragoș după Mihai Eminescu. Ne-am legat într-un fel foarte firesc, foarte natural. Oh, ce frumos și tânăr! Cum te cheamă? Bogdan! Rogu-te, spune-mi, tu ai murit de mult? Avea o stare. La el versul era cuvântul aproape alb. Dar avea o stare atât de bogată, care îi dădea atâta forță, strălucire, parcă venea cu o stare din adâncuri. E unul din puținii actori pe care eu am avut bucuria să-i cunosc. Foarte cultivat, foarte citit, foarte updatat, cum se spune astăzi. Foarte sensibil, îngrozitor de sensibil. Era un actor cu o carismă greu de deslușit de la început, pentru că ce vedeai în fața ta, eu era un bărbat frumos, oacheș, chiar prea frumușel, pentru ca să crezi că poate fi atât de profund. Descoperai după aia în el o inimă enormă, o inimă boemă. El, omul, Adrian Pintea, era construit pe adevăr, nu pe minciună, de o timiditate excesivă uneori, un om foarte frumos, din toate punctele de vedere. Avea acest dar de a te ridica lângă el, de a te pune lângă el, de a te face prietenul lui.
Era și o plăcere și o dificultate să lucrez cu Adrian Pintea. O plăcere pentru că era foarte deștept, foarte cult și înțelegea cu repeziciune absolut. Mai mult decât bănuiam noi, decât înțelegea. Era foarte profund. În jocul lui, întotdeauna, intuiția avea valoarea cea mai mare. Nu trebuia să-l tragi de mână să intre într-un rol. Intra ca într-o hipnoză el însuși, se auto-hipnotiza și într-un fel își conducea regizorii pe un drum pe care el îl simțea instinctual. Adrian a fost un artist poet. El așa și trăia. Trăia zbuciumat pentru că trăia ușor în altă realitate. Într-o realitate ideală, într-un fel, pe care el o visa și probabil că zdrobirea acestei realități ideale de urâțenia, micimea, meschinăria vieții ăsteia ter-a-ter, sunt convinsă că îi provoca o suferință, pentru că trăia suferind. Era genul care devenea frumos, fermecător în momentul în care obținea tot ce își dorea de la personajul pe care l-avea de jucat. Nu era omul care să fie foarte punctual la o repetiție sau întotdeauna el era așa, dar într-o boemă necontrolată. Așa era el. Și dacă acceptai acest pact cu lucrul cu el, trebuia să mergi până la capăt așa cum dorea el. Iubea foarte mult viața, iubea foarte mult viața, iubea foarte mult teatru, se simțea în largul lui pe scenă și mai ales în fața camerilor de filmat. Era precum un cal ăsta superb, un cal arab, să zicem, negru, care nu poate fi călărit decât de un mare jocheu sau de o mână care, de fapt, nu știu dacă erau regizori, ci un Dumnezeu care coboară pe pământ prin mâna unui regizor. Unic prin sensibilitate și inteligență, dar mai ales prin modul original de a înțelege și reda un text de natură filozofico-poetic, Adrian Pintea fascinează și astăzi prin personajele sale, creații hipnotice și de neuitat. A absolvit un ATC secția actorie la clasa profesor Petre Vasilescu în 1979. A impresionat încă de la debut prin profunzimea abordării. A dat viața unor personaje memorabile în montări celebre, pe scenele teatrelor bucureștene și nu numai. Acest personaj, Henric al IV-lea, pe care îl juca Adrian, era în viziunea mea și a lui un soi de tiran, de fapt, un scelerat care pune mâna pe putere și motivația că este închis într-un semi-ospiciu unde îi se joacă fantasmele, de fapt el profită de acest lucru și ajunge să fie chiar un criminal. Pe lângă faptul că repetițiile decurgeau într-un climat foarte cald și creativ din partea lui, el se implica la fiecare repetiție ca într-o premieră. Deci chiar dacă cei din jurul lui sau poate chiar și eu doream să le repetăm mai lejer, să stabilim niște idei, el emoțional imediat intra într-o stare de vibrație care devenea aproape convulsivă, asta face parte din arsenalul marilor actori. În ultima repetiție din 22, penultimele repetiții, 21-22 decembrie, au fugit actorii mei pe stradă, eu împreună cu ei, și Adrian Pintea, îmbrăcat în costumul de epocă al lui Henric al IV-lea, defila pe străzi și urla jos comunismul împreună cu ceilalți. Era așa o întâlnire între teatru și realitate, între teatru și istorie, care te făcea să înțelegi că, de fapt, nu suntem niște outsider, nu suntem niște intelectuali într-un turn de fildeș și că teatru întotdeauna a fost al cetății. Deseori era imprevizibil și deseori nu puteai să ghicești următoarea mișcare pe care o va face în interpretarea lui sau în crearea unui personaj. Țin minte când m-a invitat Gabi Tompa și mi-a spus că Adrian va fi Hamlet. Am spus
că eu cred că va fi cel mai împlinit Hamlet și pe gustul meu așa s-a întâmplat. Repetițiile au fost un mare răsfăț pentru toți. Repetat cu Tompa excepțional. Iar Adrian a devenit încetul cu încetul acest Hamlet. Nu puteai să-l cunoști cu mare ușurință. Era foarte complex și întotdeauna avea ceva în interiorul lui care îți rămânea ascuns. Și pentru faptul că avea valențe foarte puternice, avea calități foarte puternice. Am imaginea lui a fi, monologului a fi sau a nu fi spus în partea dreaptă a scenii, pur și simplu rezemat, simplu rezemat de cadrul scenei. Și știu că existau, eu stăteam în culise să-l privesc, și știu că existau seri în care era dumnezește, în care toată sala nu răsufla. Scena dintre mine și dintre el și mine, Hamlet mamă, am repetat foarte, foarte, foarte puțin, pentru că n-aveam nevoie. S-a legat totul foarte repede și dragul de a repeta împreună a tuturor și a lui Mihai, a acestui trio, a funcționat extraordinar, sub bagheta lui Tompa. Domnul Pinta m-a întrebat cum îl văd pe Hamlet. Era foarte fericit de conceptul shakespearian cu Hamlet. Îi plăcea să vorbească foarte mult. Mare actor și el face parte din rasa, că este o rasă care nu se învață în școală, se naște. E o scânteie a lui Dumnezeu care o aprinde în câte un om din ăsta, această scânteie fiind și o damnare. Pentru că e greu să o duci, pentru că presupune foarte mult luptă cu tine și foarte multe luptă cu păcatul și cu trântă, cu îngerul. A lucrat cu cei mai importanți regizori de film și televiziune, Dinu Cocea, Andrei Blaier, Mircea Veroiu, Viorel Sergović, Nicolae Mărgineanu. Tăcerile, sensibilitatea lui, ludicul interpretărilor sale sunt amprente ale unei personalități artistice aparte. Ochii și forța privirii sale transmiteau mai multă emoție decât orice. A fost realmente o bucurie să lucrez cu el la Pădureanca, aproape se identifica cu personajul. Era într-o perioadă mai dificilă a vieții lui. Și a îndrăgit foarte mult pe Iorgovan. Și nu numai atât, dar întrebările lui Iorgovan devenise întrebările lui personale de multe ori. El avea o incandescență continuă în el, deci era un foc viu. Era tot timpul tulburat de fel de probleme legate de ceea ce făcea. Adrian Pintea îndrăgea un cal din Buftea pe care îl călărea, care se numea Doru. I-au adus, din Buftea i-au adus cu un tir de acela mare, i-au adus calul. Și a fost așa de bucuros, el își iubea teribil calul ăsta și era o prietenie între ei, parcă se identificau. Și din clipa aia, ca să zici ce poate să însemne așa ceva, el a devenit mult, mult mai cooperant și mai... Avea un prieten bun lângă el, acel cal, Doru. Hai, Ben, că aici suntem acasă, nu la cărciumă. Hai! Era o personalitate complexă și foarte puternică și foarte dăruit de la Dumnezeu, dar își și cultiva talentul. Era foarte, foarte ambițios, foarte tenace. Relația mea a fost mai mult cu Victor Benjuc și cu Melania Ursu, dar și cu el am avut secvențe la Vânătoare și alte secvențe unde îi dădeam învățături, vorba lui Coșbuc.
Măi, Rogovane, bagă de seamă să nu dai de dracu. Să nu te pună păcatul să te legi de fată. Dacă ție de fete are taicătău busuioc, destul avere stensoare. Și destule neamuri să-ți găsească perechea potrivită. Să nu aflu că te-ai de prostii. Avea problemele lui interioare, care se identificau foarte bine cu problemele personajului. Îndrăzesc să spun că se regăsea în acest personaj, se descoperea în acest personaj, poate își tatona problemele. Noi mai mult, eu personal, mai mult l-am urmărit, ca să spun așa, îi purtam de grijă, dar nu a fost o colaborare în sensul de a-i da o indicație anume. Pentru că el era, efectiv, era personajul și era atât de bine ancorat în acel personaj și în relația lui cu Simina și cu Șofron, încât nu aveam, rare ori a fost nevoie să-i spun ceva, ca să spun așa. Adrian era un solitar. Adrian avea o foarte mare nevoie de a fi împreună cu oamenii, în același timp fiind un solitar. S-a dăruit cu totul, tot filmul e pe el. Greutatea cea mai mare a filmului e Iorgovan, fără îndoială. El răstoarnă situațiile. Greutatea cea mare a lui Adrian Pinte este, el a dus filmul, fără nicio îndoială. Adrian Pintea parcă mă trăiam cel mai bine. Eram cumva, ne lega un aer eminescian și lui plăcea să spună Eminescu și eu spuneam și toată viața am spus Eminescu și parcă ceva din starea lui Eminescu ne unea. Și poate că nu întâmplător, am jucat după aceea un bulgăre de humă. Nu l-aș fi văzut în Eminescu, dar se sfârșeau, am dat foarte multe probe. Nu găseam pe cineva care să se apropie. Erau câțiva care se apropiau, dar în momentul gravid, că a venit și Dorel Bișan și Adrian Pintea la o probă și au fost excepțional în probă. Eu am rămas stupefiat. S-a petrecut în 5 minute, nu mai mult, nu cred că mai mult a durat. Și erau Creangă și Eminescu. Eu nu mi-a venit să cred ochilor. Nu, nici nu speram, nici nu credeam. Acolo aș spune că el și-a dat măsura inteligenței lui, măsura asemănării lui cu Eminescu. Cel mai greu era însă pentru Adrian, pentru că și avea partitura mai mică și răspunderea mult mai mare. Pentru că Eminescu, în sufletul românilor, este, cred că, cel mai iubit dintre pământeni. În interiorul lui, Adrian aproape se identifica privirea uneori, e atât de încărcată de durere și de dorință și de neputință în același timp. Foarte frumos a jucat Adrian, foarte, foarte frumos. Relația cu Adrian Pintea a fost o relație fundamentală. De altfel, relația personajelor, a destinelor lui Creangă și a lui Eminescu a fost fundamentală. Pentru că Eminescu l-a intuit pe Creangă ca energia pământului, el fiind energia albastră a cerului. Dar ești foarte aproape, doar de neatins. Și-a dezvoltat foarte complex personalitatea pe parcursul anilor. Era un perfecționist. Și de câte ori îl vedeam în ceva în care eu nu eram alături de el, deci îl vedeam cu acea obiectivitate, cu acea detașare, era impecabil. Adică era genul de actor de care te îndrăgosteai, nu aveai ce să-i reproșezi. A fost un om iubit și ca om și ca actor și țin să mărturisesc această latura lui, latura aceasta pedagogică, pe care o poate confirma oricare actor care a fost student. O foarte scurtă perioadă l-am avut și pe dânsul profesor, pe domnul Adrian Pintea, anul 3-2 sau 3-12. Adrian Pintea a fost profesorul iubit de studenții săi, cărora le era deopotrivă pedagog, prieten, critic și admirator. În 2002 a obținut doctoratul în arte cu lucrarea Hamlet sau Actorul Lucid, iar în 2004 a absolvit regia de film. A primit numeroase premii și distinții, printre care și meritul cultural în grad de comandor. Așa lângă el la catedră, el n-a zis nici nu, nici da, nici cine te-a trimis sau... Nu.
Și am zis că nu o să mă bage în seamă, ok, stau și eu pe aici, oricum el e foarte mare și o să fur de la el. Și din primele, probabil că mi-a citit gândurile astea, așa de-a seama că am o reținere și a pus mâna pe mine, a zis, de parcă în fața studenților, eu venisem în prima zi, în fața studenților noi păream un cuplu care s-a exersat în zeci de ani de profesorat. Și pe mine asta m-a uluit, m-a dezarmat. Și dintr-o dată eram cu totul pentru el. Și așa era pentru el fiecare persoană din clasă. Reușea să facă cu noi lucruri simple, dar atât de deosebite încât unele dintre ele nici acum nu mi le pot explica, dar din instinct știu să atac sufletește o problemă. În cadrul unei echipe de filmare, relațiile se văd foarte clar. În cazul lui Adrian Pintea, discuțiile erau egale. Pentru că el impunea prin talentul lui. Pe platou, americanul nu putea să nu vadă că românului îi ieșeau lucrurile din prima, că regizorul se inspiră din interpretarea actorului român, că regizorul îi acordă credit total și că îi acordă respect total și că îl admiră pe acest actor român, și atunci toată echipa americană se lua după regizor, pentru că el era șeful acolo și el impunea atitudinea întregii echipe față de această persoană. Pe platou, actorii americani care jucau rolurile principale se purtau cu Adrian ca cu un egal, ba mai mult ca cu un star. Eu admiram această latură a dânsului, curățenia sa sufletească. Nu strălucea ca șofer la volan. Uita uneori, lăsa mașina în timpul mersului pe poziția cu faza lungă aprinsă și ceilalți participanți la trafic din direcția opusă îl semnalizau prin flash-uri și dânsul spunea, uite, lumea mă cunoaște. Eu am fost asistentul acestui profesor care m-a învățat pe mine ca asistent și ca actor că nu trebuie să te încordezi. Nu trebuie să strângi din nimic. Nu trebuie. Iese dacă ești atent. Genul lui Pintea, de exemplu, care să îmbine atâtea calități, adică seducția interioară, frumusețea exterioară, cu această seductibilitate, că nu numai se ducea, și el era sedus. Nu poți să seduci, nu poți să faci pe oameni să îndrăgostească de tine fără ca tu să nu iubești, fără ca tu să nu fii prima victimă a iubirii, pentru că rana iubirii era întotdeauna în el. Era interiorul lui extrem de profund, de complex. Natura lui era foarte aplecată către meditație, către sensul acestei vieți, și atunci dăruia tot ce avea mai bun personajelor lui. Adrian Pintea, ca mulți artiști români mari, au rămas nemuritori pentru că ei au trecut, după ce au plecat în această viață, au trecut în opera lor. Să-mi permiteți să citesc o mică poezie scrisă de domnul Adrian Pintea. Mamă, la oraș este foarte bine. Geme cartierul de poeți. Toți sunt triști și palizi ca mine și se încoronează când sunt beți. La oraș, cea mai grozavă e noaptea. Mergi într-una, străzile spustii, uite așa ajuns să nu mai știi dacă scrii sau ea te scrie cartea. Are rezonanță în continuare ca un clopot de catedrală Adrian Pintea în toate filmele pe care le-a făcut, și toate la un loc îl fac să fie nemuritor. E un om care s-a luptat cu sine, cu soarta lui, cu boala lui, cu moartea lui, cu iubirile lui. Deci nu e un liniștit, de aia s-a și ars atât de rapid. El îmi spunea, mamă, după ce am jucat, am fost mama lui în Hamlet, așa a rămăsese și m-a dat într-o noapte telefon, cred că într-o dimineață, la ora 3, și a zis, mamă, cum îți e? Și am zis, trezită, ce, s-a întâmplat ceva, Nu, am vrut să te aud, mamă. Mamă, mi-e urât și greu. Da, urât și greu. M-a lăsat un gol în filmul românesc. Cu siguranță, eu simt acest gol și lumea teatrului îl simte.
Era o personalitate prea frumoasă și bogată ca să nu lase un gol în noi. Te arăți în chip atât de misterios încât îți voi vorbi. Te invoc, Hamlet, rege al țării. Dacă răspunde, nu lăsa să ard în neștiință. Adrian Pintea este foarte viu și acum, și de multe ori când fac un film, involuntar îl distribui, deși el nu mai este printre noi. Dar mă gândesc cum ar fi fost Adrian Pintea acum și cu foarte mult regret, pentru că a plecat dintre noi, s-a dus la Domnul prea devreme, după părerea mea. Toate rolurile care au venit înspre mine, aparent întâmplător, nu au făcut decât să marcheze un traseu, un drum spiritual pe care l-am făcut toată viața.